Bine ați revenit la rezolvări de probleme. Azi vă prezint o problemă, se poate spune, practică, pentru că vom deduce o formulă cu utilitate practică și a cărei rezolvare cere atât cunoștințe de termodinamică cât și de mecanică. Vă voi arăta cum putem calcula presiunea atmosferică la o anumită altitudine. Enunțul este foarte simplu. Cât este presiunea atmosferică la altitudinea de 4 km? Cunoaștem masa molară a aerului, 28,9 kg pe kilomol, valoarea accelerației gravitaționale la suprafața Pământului, 9,8 metri pe secundă la pătrat, constanta generală a gazelor, 8310 joule pe kilomol Kelvin, presiunea atmosferică la nivelul mării, o atmosferă, și putem presupune că temperatura aerului este 0 grade Celsius și este aceeași la orice altitudine. Avem nevoie din mecanică de condiția de echilibru pe anumită direcție și de formula presiunii și din termodinamică de ecuația termică de stare. Condiția de echilibru pe anumită direcție ne spune că suma vectorială a tuturor forțelor și componentelor forțelor care acționează pe anumită direcție trebuie să fie egală cu zero. Formula presiunii ne spune că presiunea este egală cu raportul dintre forța care acționează pe anumită suprafață și area suprafeței respective, F supra A. Iar ecuația termică de stare ne spune că produsul dintre presiunea și volumul unui gaz este egal cu produsul dintre numărul de moli ai gazului respectiv, constanta generală a gazelor și temperatura absolută. Presiunea atmosferică apare datorită greutății aerului și deoarece cu cât urcăm, cu atât apasă mai puțin aer asupra noastră, presiunea scade odată cu altitudinea. Aerul apasă pe suprafața tuturor corpurilor și, așa cum ați văzut, raportul dintre forța care acționează pe anumită suprafață și area suprafeței respective se numește presiune. Avem, deci, că presiunea este raportul F supra A și asta mai înseamnă că atunci când vrem să calculăm forțe care apar datorită presiunii, le calculăm cu relația F egal cu P ori A. Presiunea înmulțită cu aria suprafeței asupra căreia acționează forța F. Pentru a rezolva problema, să ne imaginăm o coloană cilindrică subțire de aer, așa cum vedeți în desen, la o anumită altitudine, ceea ce înseamnă că există aer și deasupra ei și sub ea, și pentru că avem nevoie de o coloană subțire de aer, am notat înălțimea cilindrului respectiv cu DH. Aerul de deasupra ei apasă pe fața superioară cu forța F indice S, așa am notat-o, care este egală, vedeți aici relația de la care plecăm, cu presiunea pe fața superioară înmulțită cu aria ei. Iar pe fața inferioară, aerul apasă, de data asta în sus, cu o forță pe care am notat-o F indice J, pentru că am forța care acționează pe fața de jos, pe baza de jos a cilindrului nostru, este egală cu presiunea jos înmulțită cu aria. Și mai avem greutatea care acționează aici, pentru că acest cilindru de aer are greutate. Și pentru că această coloană subțire de aer este în echilibru, înseamnă că putem scrie condiția de echilibru ca fiind forța care acționează jos este egală cu forța care acționează pe fața de sus plus greutatea. Și acum să vedem cum pot fi scrise toate aceste forțe. Pentru Fj și Fs avem deja expresii, iar greutatea este masa înmulțită cu accelerația gravitațională, iar masa este densitatea înmulțită cu volumul. Și atunci avem ρ ori V ori G. Și pentru că volumul este A ori dH, avem în final pentru greutate expresia
ρο, ori A, ori DH, ori G. Dacă substituim aceste expresii ale forțelor în ecuația noastră, observați că aria bazelor apare peste tot, ecuația se poate împărți la aria bazelor, și atunci avem presiunea jos este egală cu presiunea sus plus rho g dh. Sau presiunea sus minus presiunea jos este minus rho g dh. Iar dacă acum ținem seama de faptul că avem o coloană cu înălțimea foarte mică, infinitezimală, înseamnă că și această variație a presiunii de la baza de jos la baza de sus este foarte mică, așa că putem scrie dp este egal cu minus rho g înmulțit cu dh. Avem deocamdată această relație care ne arată variația presiunii pe distanța dh. Am ajuns, deci, la această expresie pentru variația infinitezimală a presiunii. Pentru variația presiunii pe o distanță foarte mică măsurată pe verticală. Dar problema este că nu putem încă trece la integrare, pentru că densitatea unui gaz depinde de presiune. Și pe măsură ce ne ridicăm în atmosferă, pentru că scade presiunea, scade și densitatea. Așa că avem nevoie de o relație care să ne exprime densitatea funcție de presiune. Și pentru asta avem nevoie de ecuația termică de stare. P ori V egal cu nu RT. Numărul de moli, nu, se poate calcula împărțind masa gazului la masa lui molară. Și dacă mulțim această ecuație acum cu mu supra V, atunci avem P ori mu egal cu, aici vom avea M supra V, care este densitatea, rho RT. Și de aici găsim că densitatea se poate exprima P ori mu supra RT. Și acum avem o relație care ne exprimă densitatea în funcție de presiune și o putem folosi în relația noastră. Și avem dP egal cu minus P ori mu supra RT înmulțit cu G și înmulțit cu DH, care se poate scrie dP supra P egal cu minus mu ori G supra RT ori DH, și care se mai poate scrie 1 supra P dP este egal cu minus mu ori G supra RT înmulțit cu DH, și care acum poate fi integrată. Avem integrală din 1 supra P dP este egal cu tot ce avem aici e constant, minus mu ori G supra RT și înmulțit cu integrală din dH. Și acum să vedem limitele. Aici avem de la P0 presiunea atmosferică la nivelul solului la presiunea P, care va fi presiunea la înălțimea H. Iar aici avem de la 0 la H. Și am ajuns la această relație, deci integrală de la P0 la P din 1 pe P dP este minus mu ori G supra RT integrală de la 0 la H din dH, care ne dă aici logaritm natural din P supra P0 egal cu minus
mu ori g supra rt înmulțit cu h. În care apare ceea ce vrem să calculăm, presiunea P la altitudinea h. Ecuația la care am ajuns mai înainte se poate scrie, dacă ținem seama de definiția logaritmului natural, P supra P0 este egal cu E la puterea minus mu ori G supra RT înmulțit cu H. Sau P este P0 înmulțit cu E la puterea minus mu ori G supra RT înmulțit cu H. Și avem acum o relație care ne permite să calculăm presiunea atmosferică la altitudinea H, la înălțimea H. Dacă ne folosim de această relație, acum putem calcula și ceea ce ne cere problema, adică ce valoare are presiunea atmosferică la altitudinea de 4 km, la 4000 de metri, dar vă propun să verificăm întâi dacă acest exponent este adimensional, pentru că așa trebuie să fie dacă e un exponent. Să vedem. Mu, masa molară, se măsoară în kilogram pe kilomol, înmulțit cu accelerația gravitațională, metru pe secundă la pătrat. Mai avem aici ori metru. Și totul supra constanta generală a gazelor R, care se măsoară în joule pe kilomol Kelvin, înmulțit cu temperatura absolută, deci Kelvin. Se vede că putem simplifica Kelvinul și kilomolul și la numitor ne rămâne joule, dar joule înseamnă newton ori metru. Și la numărător am exact același lucru. Kilogram ori metru pe secundă la pătrat este newton ori metru. Newton ori metru este joule, așa că până la urmă se simplifică totul și într-adevăr acest exponent este adimensional, așa cum trebuie să fie. Și acum să-i calculăm valoarea, valoarea absolută. Pentru masa molară avem valoarea 28,9 înmulțit cu g mic 9,8 înmulțit cu h 4 km 4000 de metri supra r 8310 și pentru că presupunem că temperatura medie pe porțiunea aceea de atmosferă pe care facem calculele este 0 grade Celsius, avem 273 de Kelvin. Și dacă veți face acest calcul, veți vedea că găsiți aproximativ valoarea de 0,5. Și apoi, dacă voi calcula E la minus 0,5, voi vedea că obțin aproximativ 0,6, foarte aproape de 0,6, ceea ce înseamnă că presiunea la 4000 de metri este aproximativ 0,6 atmosfere, pentru că pe 0 este o atmosferă. Și avem, deci, valoarea presiunii la 4000 de metri. Să vedem cât e de aproape rezultatul nostru de ceea ce ne spun măsurătorile. Avem aici un grafic al variației presiunii medii cu altitudinea și după cum vedeți, graficul ne arată aceeași valoare pe care am găsit-o și noi, adică la 4000 de metri, presiunea atmosferică este de 0,6 atmosfere, așa că puteți avea încredere în această formulă de calcul pe care am găsit-o și puteți calcula presiunea și la alte altitudini, vă rog să încercați. După cum vedeți, presiunea atmosferei unei planete la o anumită altitudine depinde de
masa molară a gazului care formează atmosfera, de valoarea accelerației gravitaționale, de temperatură, de valoarea presiunii la nivelul, în cazul Pământului, spunem nivelul mării și, bineînțeles, de altitudine. Formula ne arată, dacă facem calcule, că la 20 de kilometri altitudine, acolo unde se termină troposfera, presiunea devine mai mică de 10% din presiunea la nivelul mării. Iar la 50 de kilometri altitudine, acolo unde se termină stratosfera, vedeți aici un desen cu straturile atmosferei, presiunea devine neglijabilă, mai mică decât 2000 de atmosferă. Pentru altitudini mai mari, formula nu mai poate fi aplicată, acolo sunt deja alte condiții, apar tot felul de ioni și variații de temperatură mari datorate radiației solare, dar presiunea scade în continuare până la practic zero în spațiul interplanetar. Mai vreau să spun ceva, poate vă surprinde că am considerat valoarea accelerației gravitaționale G-mic constantă și egală cu valoarea ei la nivelul mării. Dar putem face acest lucru pentru că această altitudine de, hai să zicem, până la 50 de kilometri, este foarte mică în raport cu raza Pământului. Raza medie a Pământului este de 6370 de kilometri. Și repet, 10, 20, 30, 50 de kilometri este o distanță foarte mică comparată cu raza Pământului. La altitudinea de 50 de kilometri, dacă veți face calculul, veți vedea că accelerația gravitațională este încă peste 98% din cea de la suprafața Pământului. Deci, în prima aproximație, o putem considera constantă pe intervalul 0-50 de kilometri, așa cum am și făcut. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!